Când a început lucrările în 1690 la mănăstirea Hurezi, domnitorul Constantin Brâncoveanu se afla în al doilea an de domnie. Vremurile erau nestatornice, dat fiind modul capricios prin care mai mari de la Constantinopol își manifestau vecinătatea și autoritatea față de țările române, dar și din cauza uneltirilor interne de care țara românească nu ducea lipsă. Conștient că nu prin forța armelor își putea izbăvi neamul, dar și de faptul că omul este vremelnic pe acest pământ, Brâncoveanu și-a îndreptat întreaga energie către ceea ce rămâne veșnic, grija față de suflet, față de cultură și frumos. În acest context, gândul domnitorului de a construi o ctitorie monumentală în inima Olteniei era doar un gest firesc izvorât din înțelepciunea psalmilor. Nu voi intra în sălașul casei mele, nu mă voi sui pe așternutul patului de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și ploapelor mele dormitoare și repaus tâmplelor mele, până nu voi află loc Domnului și sălaș Dumnezeului lui Iacob. Aceasta era dorința domnitorului cu care și-a început lucrarea de la Hurezi și care a rămas mărturie peste veacuri înscrisă în pisania bisericii. Mănăstirea a fost construită între 1690 și 1697, chiar pe proprietatea lui Brâncoveanu și reprezintă o adevărată capodoperă universală, inclusă astăzi în patrimoniul UNESCO. Farmecul său incontestabil l-a făcut pe celebrul Charles Diel să considere acest lăcaș le plus beau de toute Roumanie, adică cel mai frumos din România. Situată la aproximativ 50 de kilometri de Râmnicu-Vâlcea, mănăstirea se află într-un loc ferit și binecuvântat, în inima unui codru secular. Numele de Hurezi este pus în legătură cu păsările de noapte numite huhurezi. Se povestește că pentru a nu atrage atenția turcilor, meșterii își sincronizau lucrul în funcție de primele și ultimele strigăte ale acestor păsări. Biserica Mare, cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena, a fost sfințită chiar de către Mitropolitul Teodosie la 8 septembrie 1693, iar de față s-a aflat întreaga familie a brâncovenilor. De altfel, întreg complexul avea să se afle sub purtarea de grijă nu doar a domnitorului, ci și a familiei sale. Lăcașul, remarcabilă realizare a artei brâncovenești, se distinge prin originalitate, prin maestria liniilor și culorilor, prin detaliile sculpturale, compozițiile religioase și picturile decorative. Tipologic are mai multe similitudini cu biserica de la Curtea de Argeș. Referindu-se la execuția pridvorului, Nicolae Iorga consemna detaliile. Frumos pridvor pe stâlpi lucrați cu o mare bogăție de podoabe, cu un rând de stâlpi tot așa meșteșugit sculptați, flori de piatră în jurul ușii celei mari și a tuturor ferestrelor. Iar în lucrarea sa, Bizanț după Bizanț, caracteriza mănăstirea cu formele ei renascentiste drept continuatoare a civilizației romane, ai cărei moștenitori în Europa de răsărit sunt românii. Biserica, terminată la 30 septembrie 1694, a fost zugrăvită în frescă de către doi greci, Constantinos și Ioan, precum și de meșterii români Andrei, Stan, Neagoe și Ioachim. O mulțime de sfinți, dintre care nu lipsesc sfinții împărați Constantin și mama sa Elena, scene istorice și religioase din Vechiul și Noul Testament, despărțite prin ornamentații florale desenate în culori vii, acoperă pereții interiori ai bisericii și pronaosului. Despre aceste fresce, același Charles Diel afirma că sunt printre cele mai remarcabile pe care le-a produs arta românească și, în același timp, ele dovedesc continuitatea artei românești și a artei bizantine, ele arată strălucirea extraordinară ce o dă artelor domnia lui Constantin Brâncoveanu. De subliniat este amplul tablou votiv din pronaos, veritabilă galerie de portrete de mare valoare artistică, înfățișând pe Constantin Brâncoveanu cu familia sa, în care se distinge chipul Doamnei Maria. De asemenea, pe înaintașii săi direcți și rudele din neamul basarabilor și cantacuzinilor.
Pronaosul amintește de rostul bisericii de a fi necropola familiei domnitorului, iar mărturie stă cenotaful său. Istoria sau poate pronia divină au socotit că locul domnitorului după moartea sa nu trebuie să fie la Hurezi, în prima lui ctitorie domnească, ci la București, la kilometrul zero, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, ultima sa ctitorie ce ni s-a păstrat în capitală. Astăzi, mănăstirea Hurezi, la peste 300 de ani, la fiecare glas de toacă, pare că își plânge domnitorul, amintind tuturor celor ce calcă pragul acestui sfânt locaș de jertfa unică în istoria lumii, a lui Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin, și a fiilor săi dinpreună cu sfetnicul Ianache, dar și despre moștenirea sa artistică care a uimit lumea. Mănăstirea Hurezi, cea din tâi ctitorie domnească a domnitorului Constantin Brâncoveanu, a Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, probabil ctitoria de suflet, pentru că nu-i așa, a existat și există acest text lăsat prin care domnitorul își arată atașamentul față de această biserică. Așa este. Este prima ctitorie a domnitorului martir Constantin Brâncoveanu, construit între 1690-1697, pe un loc împădurit cu multe păsări, Hurezi, de aici și numele corect al mănăstirii Hurezi. Constantin Brâncoveanu, înainte însă de a fi fost domn, cumpăra aici moșia Hurezilor la 1684. Și deci numele corect al mănăstirii este Hurezi. Fiind prima ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, el a dorit și a și realizat ceva deosebit, de aceea a avut aici școala deschisă, a inițiat aici școală de pictură, sculptură, arhitectură și odată cu construirea mănăstirii s-a creat stilul care poartă numele stilul brâncovenesc și care este considerat stilul renașterii românești. Mai mult decât atâta, dintre cele foarte multe ctitorii ale lui Brâncoveanu, pentru că se știe era foarte bogat, era numit chiar prințul aurului, dintre cele foarte multe ctitorii revin, aceasta este cea care și păstrează totul original și este și cel mai mare complex de artă brâncovenească, pentru că în afara zidurilor de incintă, la fiecare punct cardinal, mai există câte un schit construit tot în aceeași perioadă, deci până la 1703 și tot în stil brâncovenesc și tot în bună stare de conservare și păstrare. Pentru că ați făcut această precizare, mănăstirea se numește Hurezi, nu Hurezul, nu Hurezul, și aș vrea să explicăm de ce această denumire, Hurezi. Denumirea Hurezi, de la pasărea Hurez vine, denumirea corectă a mănăstirii, dar fiind atât de aproape de localitatea Hurezul, renumită pentru ceramică, a intrat în vocabularul localnicilor chiar, dar din păcate și unele ghiduri, mănăstirea Hurezul, pentru că de multe ori se întâmplă acest lucru, vin vizitatorii și întreabă unde mai este o altă mănăstire Hurezul, din moment ce aici ai Hurezi. Deci este această diferență între denumiri, dar noi în acte și în tot timpul am păstrat numele de Hurezi. Și acum, în pădurile care au mai rămas, de spuneam că aici era un loc împădurit, în pădurile care au mai rămas, se aud noaptea cântând aceste păsări, un fel de bufnițe, nu toată lumea știe ce e un hurez, și de la sunetul pe care păsările îl scot, ele se numesc huhurezi. Prin îndepărtarea primei silabe, s-a dat numele corect al mănăstirii Hurezi. Spuneam că aici s-a creat stilul brâncovenesc, se și păstrează original și aceasta o face unică mănăstirea noastră. Nu pot să spun nici cea mai mare, nici cea mai frumoasă, dar unică prin stilul brâncovenesc. Deși unică este nu numai prin stilul, prin noutățile care le aduce uneori în pictură, alteori chiar în arhitectură. De fapt, stilul brâncovenesc este o sinteză la ceea ce exista în artă pe vremea aceea. Vedem la arhitectură influențe orientale, occidentale, dar păstrează elementele autohtone. Însă această îmbinare s-a făcut foarte armonios și s-a creat stilul care, așa cum am spus, îi poartă numele. În ceea ce privește afirmația care am făcut-o, e considerat stilul renașterii românești.
avem ca element, nu singurul, dar ca element al renașterii și în același timp unicitate în pictura bisericească, portretele artiștilor. Nu pictorii, ci lemnarul, pietrarul, zidarul, ispravnicii sau șefii de lucrări și arhitecții, pentru că Brâncoveanu a încredințat lucrările de supraveghere primului arhitect, fiind văr cu el, care a decedat la un an după începerea lucrărilor și a urmat un al doilea arhitect. Este pictat lângă celelalte portrete ale artiștilor în priborul Bisericii Mari, pe peretele cu scena judecății de apoi și, poate nu întâmplător, pictat chiar în colțul Raiului. Pentru că ați amintit de portrete, trebuie să precizăm că aici se află, chiar în pronaosul bisericii, se află celebrul tablou al domnitorului alături de familia sa, un document extrem de important. Și zic document pentru că de multe ori imaginea în cultura populară a reprezentat un adevărat text. Da, este adevărat. Deci printre noutățile sau printre lucrurile deosebite este nu numai tablou votiv care se întâlnește în toate bisericile ortodoxe, ci am putea spune un tablou votiv extins sau, așa cum scrie în Pisanie, întreg neamul lui Brâncoveanu. Deci, dacă este, ne referim la biserică, la pictură, aici întâlnim atât istoria artei, cât istorie religioasă și istorie laică, în sensul că, în pronaos, așa cum a spus, avem tablou votiv care prezintă nu numai pe domnitorul Constantin Brâncoveanu firesc, el fiind ctitorul, întreaga lui familie, soția și toți copiii, majoritatea credincioșilor, turiștilor, știu de doar de cei patru băieți care au fost decapitați, sau uneori chiar trei, cum apare în baladă, dar familia este mult mai numeroasă, patru băieți și șapte fete, care sunt prezentați toți în tablou votiv. Și faptul că se află pe peretele de răsărit și nu ca de obicei pe peretele de apus, se explică prin aceea că, fiind prima ctitorie, așa cum dorea să fie necropola familiei, așa dorea să fie și întreg neamul lui pictat și de aceea primul registru de pictură în pronaos prezintă neamul lui Brâncoveanu. El se înrudea din partea tatălui cu Basarabi și din partea mamei cu Cantacuzini. Atunci avem în galeria portretelor trei dintre domnitorii Basarab, Matei, Neagoe și Laiotă, între ferestre, în partea de sud, iar în partea de nord, dintre domnitorii Cantacuzin, iarăși trei, Șerban Constantin și Radu Șerban, iar pe peretele cu ușa, lângă ușe bunicii, unchii, mătușile, părinții, frații lui Brâncoveanu, deci un tablou votiv extins, un document istoric. Și faptul că aceste portrete apar în manuale, apar peste tot, este explicabil și este, cum a spus, un document, pentru că, așa cum am și spus, este ctitoria care păstrează totul original. Deci, portretele au fost făcute ținând cont de cel care a condus școala de pictură, Constantinos, care era un fin portretist, au fost făcute după realitate și păstrându-se original, este deci un document, de aceea, de aici sunt reproduse peste tot. Tot aici se află cenotaful domnitorului și iată, istoria sau pronia divină nu a vrut ca domnitorul să rămână într-un mormânt, ci să rămână în toată țara, pentru că iată, racla sa este surgeamănă cu racla de la Sfântul Gheorghe, nou, la kilometrul zero, locul unde se află, de fapt, cea mai mare parte a trupului domnitorului și iată, pentru venerarea credincioșilor. Da, fiind prima ctitorie, am amintit că dorea să fie necropola familiei, de aceea, deși biserica are împărțirea clasică, pronaos, naos și altar, cu pridvorul deschis specific brâncovenesc, deci el este cel care Brâncoveanu a introduce pentru prima dată în arhitectura bisericii acest pridvor deschis, chiar dacă, fac o paranteză, îl întâlnim și la mănăstirea Cozia, care este mult mai veche, dar este adăugat de Brâncoveanu, deci în epoca lui Brâncoveanu s-a adăugat acel pridvor. Spuneam că, deși biserica are împărțirea clasică, pronaosul este larg construit, tocmai ca să adăpostească mormintele familiei, în ideea în care am spus dorea să fie necropola familiei. Mai mult decât atât, Brâncoveanu și-a pregătit aici mormântul, cu acea placă frumoasă de marmură, care este, bineînțeles, tot cea originală. Și lângă mormântul,
mormântului Brâncoveanu este pregătită și pentru Doamna Maria, deci grobnița jos, dar lucrurile istoric s-au petrecut altfel decât și-a dorit Brâncoveanu. Foarte puțină lume știe de ce mormântul aici a rămas gol. Deci, din istorie se știe că în 1714 domnitorul Constantin Brâncoveanu cu cei patru băieți ai lui și vistiernicul țării Anache au fost decapitați la Constantinopol, fiindcă n-au vrut să renunțe la credința creștină, de aceea au fost și canonizați, trecuți în rândul sfinților, sunt în calendar în 16 august, dar la 6 ani după decapitare, Doamna Maria a reușit, s-a străduit și a reușit și a adus osemintele domnitorului în țară. Și atunci întrebarea este, de ce nu l-am mormântat aici? Pentru că zona aceasta de nord a Olteniei, în perioada aceea, a fost sub ocupație austriacă. Și deci, cu sicriul în care aducea în secret trupul lui Brâncoveanu, ar fi fost foarte greu sau chiar imposibil să treacă granița de ocupație. Imposibil în sensul că l-a reducea în secret și încă erau ocupația turcească. Și atunci astfel a fost nevoită să le mormânteze la o altă mare critorie a lui, care deja se cunoaște, se știe, la București, la Biserica Sfântul Gheorghe, dar și acolo în secret nu s-a știut până în 1914. Brâncoveanu și-a pregătit mormântul la Hurezi. N-a avut parte de el pentru că voia divină a fost alta. L-a ajuns aici, la kilometrul zero, poate nu întâmplător, la Biserica Sfântul Gheorghe, acolo rămânând doar cenotaful, adică mormântul gol, iar locul său de odihnă este aici, la Sfântul Gheorghe. Astăzi există o raclă cu părticele din osemintele sale, inclusiv la Hurezi. Și știu că această mănăstire vă este dragă, așa cum era dragă și lui Brâncoveanu. Mi-e atât de dragă, domnul Ghiuriu, vă fac o mărturisire. Mă obișnuiesc aceste lucruri, dar merită. Brâncoveanu, pe care eu îl consider un mare model omenesc, nu numai monarhic, ci omenesc, Brâncoveanu pentru mine stă în același loc al inimii mele în care stă Alexandru Ioan Cuza și Bălcescu. Știți că la 15 august 1814, Brâncoveanu împlinea 60 de ani de Sfânta Maria. E bine, în ziua în care eu am împlinit 60 de ani, am ținut seara cu o seară înainte să fiu la Hurezi și la primele ore ale dimineții să fiu lângă cenotaful pe care vorbeați, tocmai pentru că Brâncoveanu mi-e atât de drag. Care sunt particularitățile pe care cineva mai puțin avizat ar trebui să le urmărească atunci când ajunge la Hurezi? Către ce ar trebui să-și îndrepte atenția? Puneți o întrebare. Dincolo de frumusețea și farmecul acelui loc. Puneți o întrebare atât de grea. Dacă are o sensibilitate anume să se ducă pe o înălțime de lângă Hurezi, să vadă felul în care arhitectura este inserată în natură. Este locul în care se întâlnește sacrul cu profanul, sacrul culturii cu profanul naturii. Și am spus odată și o repet, nu întâmplător, un român, Mircea Eliade, e cel care a scris despre sacru și profan. Ca nicăieri în spațiul nostru românesc și din spațiul românesc, ca nicăieri în spațiul vâlcean, nu se întâlnește atât de bine natura cu cultura în pridvorul de la Hurezi și în toate pridvoarele din Vâlcea și în toate pridvoarele de sub munte. E același lucru. Felul în care natura pătrunde prin o serie întreagă de elemente iconografice în interiorul bisericii. Sunt horele care sunt ilustrate, care sunt ilustrații ale psalmilor, dar care au pentru omul obișnuit, nu se gândește la Biblie, nu se gândește la Vechiul Testament. El vede niște hore, nu? Există alte
elemente. Iată, în judecata de apoi, alegi zona dreptilor din sânul lui Avraam, în care paradisul, în care fluviile paradisului, pe care Tigru și Eufratul sunt reprezentate. E o lume paradisiacă inconfundabilă. Vâlcea brâncovenească este un lucru pe care îl recomand oricărui român care vrea să-și înțeleagă originile. Domnule academician, pentru că ați amintit de rolul politic pe care Brâncoveanu l-a jucat și pentru faptul că, iată, ne aflăm în anul centenar, vă întreb, ce-ar fi însemnat istoria României fără personalitatea unică a lui Constantin Brâncoveanu? Poate pare un pic forțat să vorbești de Constantin Brâncoveanu și să vorbești și de 1 decembrie 1918. Nu e deloc forțat. Un la mână, Brâncoveanu, care era un magnific titor, era și un orgolios, era și un om care visa să stăpânească cât mai mult, a dorit într-un fel să controleze și Moldova. Domnul Munteniei vroia să controleze Moldova prin niște căsătorii speciale care le-a gândit, nu intru în detalii. Brâncoveanu este un personaj care a controlat în așa fel cultura țării pe care o stăpânea, încât a creat un stil pan-românesc. Stilul brâncovenesc este primul stil care acoperă întregul spațiu românesc, din Argeș și Dâmbovița până în Bihor și până în sudul Moldovei. Este stilul acesta brâncovenesc și stilul polt-brâncovenesc în cele care anunță arta și cultura noastră modernă. În materie de muzică, Filotei sin Agăi Jipei e cel care a românit muzica în vremea sa. Textele scrise atunci sunt texte românești care anunță ceea ce va fi literatura noastră modernă. Și mai mult atât, dețin o informație care mi-a dat-o cu ani în urmă un mare arhitect, membru al Academiei Române, Octav Doicescu. Octav Doicescu, într-o prilej, mi-a povestit că în 1938, înainte de expoziția de la New York, din 1939, regele Carol al II-lea l-a chemat pe el, l-a chemat pe Geme Cantacuzino, celălalt arhitect important, și încă câțiva artiști care urmau să lucreze pentru decorarea pavilionului României și le-a spus să-mi faceți ca la Hurezi. Nu uitați, Carol al II-lea era cel care, hulit de foarte mult, republicanul din mine îl iubește foarte mult și îl consideră un mare rege, atunci când în 1930 a luat coroana, s-a dus la Vălenii de Munte, la Nicolae Iorga, la universitate și a ținut un discurs memorabil în care a spus: voi fi un Brâncoveanu al culturii românești. Ceea ce în felul lui a reușit să fie. Această informație care mi-a dat-o profesorul Doicescu cu multă vreme în urmă, o dau și eu mai departe, pentru că în viziunea lui Carol al II-lea și a celor care au lucrat pentru stilul național din acea perioadă, Hureziu era paradigma artei și culturii românești. Este un monument monarhic, este un monument voivodal, este un monument profund pătruns de organicitatea, de seva aceasta a artei din vremea lui Brâncoveanu. Eu la Hurezi pot să spun, mă simt întotdeauna mai român
decât în toate celelalte locuri. Așadar, putem vorbi de un vizionarism politic și cultural pe care Brâncoveanu l-a avut și care pe undeva precede ceea ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918. Este, cum să spun, chiar cele două mari jertfe din istoria românească. Jertfa din august 1601 și jertfa din august 1714 de la Câmpia Turzii și de la Stambul. Vedeți, luna august în istoria noastră este și o lună a jertfelor. Sunt cele care preced marile proiecte ale secolului al XIX-lea. Marile proiecte ale secolului al XIX-lea au fost Unirea Mică, Emoia lui Cuza și Războiul de Independență. Imaginea lui Mihai Viteazu și imaginea lui Brâncoveanu au întovărășit întotdeauna asemenea proiecte, iar cel de-al treilea și ultimul mare proiect al românilor, 1 decembrie 1918, s-a făcut sigur cu gândul la aceste jertfe și la jertfa Brâncoveanului, în orice caz la jertfa lui Mihai Viteazu. Citeam zilele trecute, pentru a nu știu câta oară, paginile lui Iorga dedicate sărbătoririi care s-a făcut la Iași pentru capul lui adus de la dealul în refugiu al voievodului unificator. Construită pentru a deveni necropolă domnească, mănăstirea Hurezi nu avea să-și atingă scopul inițial, căci istoria în cazul brâncovenilor avea să se scrie altfel. După execuția sa la Istanbul, Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu a fost adus și înmormântat la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, de la kilometrul 0 din București. Ca un paradox, dacă Biserica de la Hurezi a fost prima ctitorie domnească, Biserica Sfântul Gheorghe Nou a fost ultima care ni s-a păstrat de la Sfântul Domnitor în capitală. Lăcașul fusese ridicat din temelii de Sfântul Voievod pe locul unei biserici mai vechi, păstrându-i se hramul închinat Sfântului Gheorghe. Despre vechea biserică avem mărturie de la un călător francez pe nume Pierre Lescalopier, care în 1574 consemnează existența acesteia, dar și de la cronicarul Radu Greceanu, care notează că în 1599 voievodul Mihail Viteazul și doamna Stanca dăruiseră acestui locaș mână dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ferecată în argint ales, împodobită cu diamanturi. Cu trecerea timpului, biserica a suferit degradări vizibile, motiv pentru care tot Radu Greceanu consemnează că în cel de-al 17-lea an de domnie, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanul a hotărât să reconstruiască aici cel mai de seamă locaș din București. Un arhitect străin, Veseleil, a fost însărcinat cu proiectul, iar marele agă Enache Văcărescu a fost numit ispravnic al șantierului. Lucrarea de pictură a fost atribuită marelui artist Pârvu Mutu, întemeietor al unei școli de zugrăvie în țara românească, iar meșterii tocmiți au fost nimeni alții decât cei care lucraseră și la Hurezi. Lucrările au început prin definitivarea hanului din jurul bisericii, o construcție ce înconjura pe cele patru laturi locașul. Despre această construcție știm că ulterior avea să reprezinte mândria Bucureștiului, însă imaginea sa ni s-a păstrat doar în câteva mărturii fotografice. Tot aici avea să fie construit și un palat patriarhal, folosit de către Patriarhii Ierusalimului atunci când se aflau în București. În 1707, biserica cea nouă era gata, iar mărturiile o descriu doar la superlativ. Foarte aleasă, minunată, prea frumoasă, podoabă plină de strălucire. Târnosirea Sfântului Lăcaș a avut loc la 29 iunie 1707, ziua de prăznuire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Grandoarea evenimentului a atras atenția tuturor istoricilor din acea vreme. Brâncoveanu îi invitase la sfințire pe toți patriarhii Orientului și în special pe Hrisand Notara, patriarhul Ierusalimului.
Domnitorul a ținut să confere ceremoniei o strălucire imperială, în virtutea faptului că prin înrudirea sa cu Cantacuzini se considera moștenitor al Imperiului Bizantin. Întreaga armată, boierimea, invitați străini, călugări și preoți, dinpreună cu mulțime de popor, au participat alături de familia domnitorului la procesiunea de sfințire. Momentul avea parcă să-i oferă lui Brâncoveanu recunoașterea din timpul vieții de care nu va avea însă parte la moartea sa. Poate deloc întâmplător, 13 ani mai târziu, doamna Maria Brâncoveanu, după tragicul eveniment de la Constantinopol, aducea în mare discreție, dat fiind contextul politic încă extrem de sensibil, rămășițele mucenicești ale soțului său în această biserică de la kilometrul zero. Domnitorul Constantin Brâncoveanu își pregătește mormântul la Mănăstirea Hurezi. Istoria însă îl contrazice și iată, în anul 1720, Maria Brâncoveanu, doamna sa, aduce sfintele sale oseminte, le aduce de la Constantinopol, le aduce la Biserica Sfântul Gheorghe, unde aici rămân spre veșnică pomenire. Se știe, acest moment este cunoscut, că după ce trupurile sfinților au fost martirizate, cu ajutorul unor creștini de la Patriarhia din Constantinopol, trupurile martirizate au fost recuperate din apele Bosforului și capetele sfinților mucenici brâncoveni și-au fost duse în insula Halki. Doamna Maria sau fericita Doamna Maria, împreună cu cele 7 fiice ale sale, cu ceilalți membri ai familiei, rămân în închisoarea Bostanji Bașa, unde primește o condamnare crudă, condamnare pe viață. Și acolo suportă multe umilințe, multe chinuri pentru credința ei statornică. Și vă dați seama ce a fost în sufletul acestei mame românce, Maria Brâncoveanu, văzându-și soțul și pe cei 4 copii, feciori, decapitați, pe sfednicul drag Ianache și rămânând în cruda închisoare cu puține speranțe de a fi eliberată. Dar Dumnezeu și prea curata născătoare de Dumnezeu, căreia îi purta numele, pentru că într-o zi de 15 august, când Sfântul Martir și voievod Constantin Vodă Brâncoveanu împlinea prea frumoasa vârstă de 60 de ani și Doamna Măriei sale, așa cum am spus, își serba, să spunem, numele protectoare ei, Maica Domnului, se întâmplă acest crud fapt istoric, martirizarea lor într-o piață cunoscută din Istanbul, numită Yali Kioşk. Trupurile, așa cum am spus, sunt duse în insula Halki. De acolo revin în țară, cu voia lui Dumnezeu, după ce Ștefan Cantacuzino primește și el pedeapsă de la Dumnezeu pentru faptele sale reprobabile și este spânzurat în anul 1716 de turci la Constantinopol, iar Doamna Maria revine în țara pe care o iubea atât de mult, împreună cu fiicele și cu ceilalți membri ai familiei, inclusiv nepoțelul Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, care purta numele tatălui său, primul fecior martirizat și sfânt și el, tot Constantin. Pentru că și nepotul tot Constantin purta numele acesta al Sfântului Împărat Constantin cel Mare și nepotul Constantin este mormântat tot în aceste cripte voievodale brâncovenești din Biserica Sfântul Gheorghe Nou, aceasta ca o paranteză. Era vremea domniei lui Ion Mavrocordat și relația familiei rămase în viață era una bună cu acest domnitor, tocmai de aceea Doamna Maria Brâncoveanu încuvințează ca voievodul Ion Mavrocordat să fie mormântat în ctitoria soțului ei și ctitoria lor în această biserică Sfântul Gheorghe Nou din București în anul 1716. Viața ei este una pilduitoare. Imaginați-vă
o femeie, orice demnitate ar fi ea, că trece prin atâtea greutăți. Probabil că ar fi căzut într-o depresie, în deznădejde, însă văduva aceasta, Maria Brâncoveanu, cu demnitate și-a dus crucea. La 1720 se știe că aduce Sfintele Moaște, Sfintele Oseminte Martiricești ale soțului ei în biserica aceasta și pune deasupra mormântului celebra candela Mariei, unde lasă mesajul cunoscut, identificat, iată, după două secole, mormântului Vodă Brâncoveanu a stat în anonimat. De-abia la 1914 a fost descoperit acest monument istoric de aici, de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Sunt aici foarte multe lucruri, domnul Grigoriu, foarte speciale. Suntem la Sfântul Gheorghe, unde se află mormântul, multă vreme neștiut de public, al lui Constantin Brâncoveanu. Această biserică a fost făcută la 1807 de Brâncoveanu ca o replică a hurezilor. Hurezii fiind biserica monastică în care trebuia să-și doarmă somnul de veci Brâncoveanu și întreaga sa familie. Dar s-a făcut și acest Sfântul Gheorghe Nou cu același plan, cel de la Hurezi. Este același plan și de la Patriarhie și de la Radu Vodă și vechiul plan de la Argeș, cu un pronaos foarte dezvoltat pentru a primi mormintele ctitorilor, ale dinastiei. E foarte interesant că Dumnezeu a rânduit așa lucrurile. Trupul lui n-a mers la Hurezi, a mers aici la Sfântul Gheorghe Nou. Știți ce se întâmplă? În epoca brâncovenească era aproape nelipsit în prima încăpere a bisericii să ai judecata de apoi, să ai în pridvor, pridvorul de la Hurezi, pridvorul de aici, repictarea modernă. Era un memento mori? Era, sigur că era. Amintește-ți, credinciosule, ce te așteaptă. Pe de-o parte este raiul cu sânul lui Avraam, cu toți drepții. Pe de altă parte sunt foarte pitoresc, foarte simpatic, aș spune în ghilimele, nu? Momentul acela, pentru că pictorii își dau toată osteneala să arate, dacă vreți, monstruozitatea locului acela. Ce se întâmplă însă? În 1722 plus minus, epoca post-brâncovenească, această judecată de apoi este înlocuită în două monumente importante bucureștene, la Biserica Crețulescu, ctitoria ginerelui lui Brâncoveanu, care a asistat la execuția socrului său, și la văcăreștii dispăruți ai lui Nicolae Mavrocordat. M-am pus de mult întrebarea de ce brusc la aceste două biserici judecata de apoi este înlocuită cu Apocalipsa, care după aceea a făcut o mare carieră în Vâlcea și din Vâlcea a trecut și în ctitoriile românești din sudul Transilvaniei. Și răspunsul l-am găsit în momentul în care am descoperit că la 1720, deci cu 2 ani înainte acestui moment de la Văcărești de la Crețulescu, în cartierul, în Mahalaua Sfântului Gheorghe, aici unde ne aflăm noi, s-a produs un cântecel. Un cântecel pe versuri de un mahalagiu, de un locuitor, care vorbește despre focul Ghenei, despre focul Apocalipsei și așa mai departe. De ce în Mahalaua Sfântul Gheorghe? Și am făcut ipoteza și cred cu tărie în ea că aducerea trupului lui Brâncoveanu în iulie 1720 de doamna Maria, însoțită de ctitorul de la Crețulescu, aducerea acestui trup aici a provocat o emoție. Românii, bucureștenii, n-au reacționat la 15 august 1814.
nu erau mijloace de comunicare care să... Da, s-a știut. Și nici contextul politic nu... Da, evident, evident. Dar câțiva ani după aceea, în momentul în care a fost adus trupul, s-a realizat apocalipsa. Era începutul stăpânirii Fanariote, era momentul acesta de subjugare turcească. Domnul martir fusese adus și cel puțin aici, în Mahalaua Sfântul Gheorghe, lucrurile se știau foarte bine. Mai târziu s-au știut și mai bine când Virgil Drăghiceanu a descifrat inscripția de pe candela pusă de Doamna Maria pe mormânt. Vreau să vă spun că personalitatea Mariei Brâncoveanu mi-a apărut odată în mod cu totul special la o dezbatere științifică. Am fost invitat când s-au împlinit 40 de ani de la demolarea Bisericii Enei, eu fiind cel care în primăvara lui 77, după cutremur, a redactat primul protest scris, transmis ca atare și de Europa Liberă în legătură cu Biserica Enei. Vorbind, am realizat că Biserica Enei era legată de biserica tot a Mariei Brâncoveanu, care se află la câțiva zeci de metri, cea care este acum lângă Universitatea de Arhitectură, biserica dintr-o zi, care știți se numește dintr-o zi pentru că a fost terminată în un an după ce a fost începută în aceea zi. Și mai departe, la câteva zeci de metri, se află biserica Crețulescu, care a fost făcută de ginerele Mariei Brâncoveanu, care a însoțit-o pe Maria Brâncoveanu la Stambul în momentele grele. Iată deci cum o mică salbă din inima Bucureștiului, aproape nu ne dăm seama. Eu care studiam aceste monumente, aproape nu ne dăm seama să leagă toate de numele Mariei Brâncoveanu. Dar dacă despre mormântul domnitorului Constantin Brâncoveanu avem toate certitudinile că s-a aflat aici la Biserica Sfântul Gheorghe, despre mormântul doamnei Maria Brâncoveanu, lucrurile nu sunt în totalitate deslușite. Avem două elemente istorice pe care ne sprijinim. Unul este candela despre care tocmai am făcut vorbire, care spune măria sa Maria Brâncoveanu, deși măria sa nădăjduiește întru Domnul, tot aici să îi se odihnească oasele, adică alături de soțul ei în Biserica Sfântul Gheorghe Nou, și acest epitaf este o mărturie a Mariei Brâncoveanu și dorința sa exprimată. Și mai există un document al memorialistului Constantin Gane, care a scris acea celebră lucrarea sa Trecute vieți de doamne și domnițe. Și cel care a sfârșit în temnițele comuniste. În 1962 a murit în închisoarea de la Aiud. Luptător pentru libertate și pentru demnitate românească. Fetele sale, ale doamnei Maria, au astrucat-o pe Maria Doamna, adică au mormântat-o, alături de soțul ei, Constantin Brâncoveanu, în Biserica Sfântul Gheorghe Nou, în luna decembrie anului 1728. Acestea sunt singurele mărturii pe care le avem. Însă, în anul 2014, în luna mai, atunci când s-a făcut deshumarea criptelor voievodale, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriar Daniel, constituindu-se o comisie redutabilă, coordonată de oameni cu competențe în domeniul istoriei, antropologiei, coordonată de domnul profesor partea arheologică Mănucu Adameșteanu, după săpăturile arheologice și identificarea antropologică, nu s-a găsit vreun indiciu care să arate că osemintele Mariei Brâncoveanu ar fi în aceste cripte. Domnul profesor Mănucu Adameșteanu a emis această ipoteză că s-ar putea să fie undeva în partea de miază noapte a acestor cripte. Dar poate vreodată
În, asta mai exact undeva lângă racla cu mâna dreaptă a Sfântului înspre Nicolae. Înspre racla cu mâna dreaptă a Sfântului Ierar Nicolae, dar în apropierea mormântului voievodal. Dacă vreodată se va lua aprobarea la preafericirea sa și, bineînțeles, cum s-a întâmplat și în mai 2014 de la Ministerul Culturii, atunci vor fi extinse săpăturile și poate va fi identificat și trupul doamnei Maria Brâncoveanu, dacă nu, cumva poate să fie și mormântat de la ctitoria ei, de la Mănăstirea Surpatele. Dar avem aceste două indicii despre care v-am vorbit acum. Dar pentru că ați amintit de Mănăstirea Surpatele, aflată în vecinătatea mănăstirii dintr-un lemn, locul atât de drag domnitorului Constantin Brâncoveanu și de unde, iată, acum, la aproape 3 secole, de aici va fi adusă icoana la care domnitorul se închina, icoana dragă domnitorului Constantin Brâncoveanu și Mariei Brâncoveanu, icoana Maicii Domnului, grabnic ajutătoare. Sau ascultătoare. În ziua 12 iulie 2020 se vor împlini exact 300 de ani de când doamna Maria Brâncoveanu strămută moaștele soțului său din insula Halkii la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Aceasta peste 2 ani și iată, ușor se prefigurează această frumoasă sărbătoare istorică pe care trebuie să o consemnăm și prin aducerea acestui odor, acestei icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea dintr-un lemn la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Pentru prima dată în istorie, această icoană este adusă în pelerinaj cu binecuvântarea Preafericirii sale și a înalt preasfințitului Părinte Varsanufie, aici la biserica ctitorită de Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu. Să știe că și Constantin Brâncoveanu, voievodul, și doamna Măriei sale aveau mare evlavie la icoana aceasta făcătoare de minuni a Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu și, bineînțeles, implicit la Maica Domnului. De multe ori mergeau la mănăstirea dintr-un lemn și se închinau și cereau ajutor pentru biserică și pentru țară. De asemenea, se știe că există un drum celebru între două mănăstiri, mănăstirea dintr-un lemn și Mănăstirea Surpatele, unde doamna Maria era ctitoriță. Este numit drumul Mariei sau drumul lacrimilor, pentru că ea, o parte importantă a vieții ei, după martirizarea soțului ei și a copiilor și a sfetnicului ei, rămâne în acest spațiu monastic, eclesiastic, bisericesc, dăruindu-i lui Dumnezeu viața sa, slujirea sa, ceea ce cred că reprezintă o viață pilduitoare pentru toți românii. Ea nu a căzut în deznădejde, așa cum am subliniat, ci din contră l-a mărturisit pe Dumnezeu cu și mai multă tărie și a mărturisit credința și biserica, rămânând în acest spațiu binecuvântat, așa cum am spus, pe drumul lacrimilor ei, pline de credință, de intensitate duhovnicească, dintre cele două mănăstiri, dintr-un lemn și Surpatele. De aceea, cred că în memoria ei trebuie să punem lumină din lumină ca să descoperim în fața generației de astăzi și generațiilor ce vor veni după aceea pilduitoarea ei viață creștină, plină de demnitate și de semnificație creștină.